exil culturii europene. Acela al perechii primordiale, Adam și Eva. Izgonirea din paradis, pierderea fericirii eterne ce precede cunoașterea, transferul din spiritualitate pură în existență terestră, iată exilul simbolic la care se raportează voluntar sau nu, poetul modern. După căderea în lume, și folosesc sintagma existențialiștilor din secolul 20, în secolul trecut, după căderea în lume ce după căderea în lume, omul zic, nu orice ins, poate în suflet ceea ce unii au denumit nostalgia paradisului. Iarăși, o sintagmă în loc comun. Aceia care refuză exilul în lumea urâtă a tuturor păcatelor, caută fericirea din tâmp, dedicându-se artei sau, în cel mai bun caz, practicilor apropierii de Dumnezeu. Așadar, simțindu-se în lumea noastră ca într-un exil, poetul își creează un univers propriu, negând astfel realitatea pensabilă și imperfectă a vieții organice. Actul său presupune o filosofie, mai exact, o anume înțelepciune. Alături de erou și martir, înțeleptul reprezintă o altă ipostază umană, exemplară, un model, cum s-ar spune. Așadar, departe de a fi nebun, posedat, exaltat, sau cum vreți, sau cum se mai spune, și cum crede omul, așa zis, normal, poetul este o ființă cu intuiții și revelații esențiale ce îl îndreaptă către adevărata substanță umană, sau substanța umanității, dacă vreți. Banalitatea aserțiunii privind nebunia poetică a fost sancționată cândva, și colegii mei, toți profesorii știu, a fost sancționată cândva de Tudor Vianu, care într-un curs universitar, cred, despre geni, a spus cam așa. S-a întâmplat ca unii poeți să sfârșească nebuni, dar niciun nebun nu a sfârșit ca mare poet. Să nu se înțeleagă de ce am spus până acum, ca și incriminate aceia care nu au organ pentru poezie. Este și poezia un mod de existență. Nu acceptat de toți sau nu înțeles de toți. Alegi poetul, atunci când citești sau când asculți, alegi poetul din aceeași grupă de sânge cu tine. Mă refer la sângele spiritual, nu sângele somat. Grupa mea, mărturisesc, este compatibilă cu grupa doamnei Mariana Rogoz Stratulat. Poeții au darul cuvântului ales, exprimat în scris. Alții dintre noi au doar capacitatea de a vibra în fața sublimului. Sunt și ei poezi în felul lor. Am urcat zilele trecute, și cu asta încheie, ca să nu vă repet timpul, am urcat zilele trecute pe Coș, la cota 789. Dealul se desparte Valea Uitușului de Valea Trotușului, la Târgu Ocna. Și am ajuns aproape de vârf, în locul în care, în 1917, primeau un glonte grenadierul sau grenadierul Constantin Mușat, care după ce își pierduse un braț, a făcut apel la cartierul general să fie reintegrat în armată și a aruncat mai departe grenade, trăgându-le inelul respectiv cu dinții. Acolo a fost împușcat. S-a sfârșit, deci, ca un erou, și în acel loc, în fața monumentului,
Am fost împreună cu prietenul meu, colonelul Bară, care a îngenunchiat și a dat lacrimi în ochi în fața monumentului. Vreau să spun că el trăia poezia gestului eroic al celui care se jertfise pentru patria. Și în sufletul prietenului meu ardea flacăra poeziei eterne, sublimată în transparența lacrimii. Vă mulțumesc pentru că m-ați îngăduit cu aceste reflexii. Mulțumesc doamnei Mariana Rogoș-Trapulan că ne-a prilejuit aceste gânduri în fața dumneavoastră. Gândul care înseamnă un elogiu adus poeziei și vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat. Și de asemenea, chiar dacă domnul primar este aici, vă felicit pentru ceea ce faceți în Panciu, fapt care arată că, așa cum spuneau la tine, există un genius loci, există un geniu al locului, care transpiră din sol și emană din sufletele oamenilor de aici. Și vă felicit și pe domnul profesor de muzică pentru acel cor excelent, care a fost atât de frumos, încât m-am întrebat la un moment dacă mai are rost să mai vorbesc eu după ce ei ne-au dus pe culme așa de înalte ale emoției artistice. Mulțumesc foarte mult! Domnul Codrescu, vreau să spună două cuvinte despre autoare, nu despre volum, că nu l-a avut. Septuagenarul Culiță Ușurelu m-a plasat exact într-un context care mi este defavorabil. După un eseu de risipă erudită și de poezie extraordinară ca al lui George Drăgan, și pot să mai spun puțin. Dar mă simțeam, cum să zic, nedreptățit dacă nu mi-ar fi dat cuvântul. În primul rând să-mi cer scuze, nu întârzi niciodată la ori, dar m-am ieșit la pensii, nu de la liceul teoretic al Zbun, unde am fost câțiva ani împreună cu Mariana Verisar Codrescu, care e aici, în anii 60. Și vreau să spun că am avut ocazia extraordinar de plăcut, sunt sincer, nu sunt, chiar dacă primăria e prezentă, sunt sincer, nu sunt convențional, pentru că vă invidiez, puteți să mă spuneți, pentru că aveți un primar care e aproape de intelectual, de literatură, de spiritualitate, că am mai avut o ocazie excelentă, aici la o activitate, tot domnul Ușurelu Tronaș atunci, și încât invidia mea sunt dreaptă și asupra lui, că are o putere extraordinară. O vârstă, nu o vârstă. Revistă, salon, adunări excepționale. Dar Vrancea literară este ce este. Însă, în afară de asta, vreau să spun, trec la a doua idee, am promis că spun trei fraze și vai de capul nostru ăsta de română. Vreau să spun că poezia Marianei Stratulat are cea mai importantă calitate a poeziei, că toată viața asta a făcut. Adică este o poezie adevărată, autentică, în care sunt trei valori supreme. Delicatețea, sensibilitatea, lirismul. Lucruri care astăzi, probabil, mai greu se furișează în contextul valorilor publice, dar nu vreau să critic pe nimeni, decât pe cei care n-au pus indicatoare peste tot, de-aia am întârziat. Cu ocazia să vă cer să scuze că am luat-o în itineral mai complicat. Eu am să mă opresc la un poem scurt, vă spun, adică fără trădez una din preferințele mele, din acest volum, Ireal. Textul este pe coperta a patra, este unul dintre cele mai frumoase care m-au înfiorat. Mă nasc furându-i morții un sărut și mor țipându-i vieții ca durut și primul pas de aleea cu zăpadă și primul ceas cărunt de sfadă acolo unde eu sfârșesc. Ei totul tu de la început, iar susul jos și josul sus mă prăbușesc
și iarăși urc, mă prind și ard, în ireal rămân, de gheață în real. Vă mai dat ori la liceu, doamnă? În încheiere, pentru că am fost dascăl de liceu toată viața, atunci când am considerat că am făcut câte ceva, și soția mea și eu, am să vă spun o altă emoție, mai particulară, dumneavoastră ați trăit-o de multe ori, că Ioan Slavici, pe care George Călinescu l-a văzut numai la granița de vest, acum e aici, sau era, că l-ați mutat, știu Ioan Slavici. Nu l-ați mutat? Nu, dar vreau să vă spun că fraza lui Călinescu, care știți că de atâtea ori a dovedit genialitatea de care vorbea și George Dragan, fraza aceea de care o știți cei mai mulți pe de rost, eu din emoție am să o citesc, în aceste timpuri de suferință națională, auzi, de suferință națională, în ciuda tuturor efemerilor vicisitudini, se produce pe teritoriul României mari una și indivizibilă, o strălucită literatură. Aici e mare densitate literară, aici. Și la noi, la Bacău, de aceea domnul Ușurelu m-a anunțat drept critic. Eu nu critic prin nimic, nu pot. Slujim literatura de cea mai clară harta a poporului român. Eminescu în Bucovina, Hardeu în Basarabia. În Basarabia, auzi? Bolintineanu în Macedonia, Slavici la granița de vest. La granița de vest. El a avut o mică suferință și închei cu asta, știți, că nu s-a înțeles, el voia mai repede să mergem înainte și dacă se poate, de la granița de vest încolo, nu la granița de est. La granița de est, pentru el era întuneric, era beznă, nu se clarifica nimic, însă eu îmi cer scuze dacă v-am mărturisit, mi-a declanșat ceva din propria vibrație sufletească și îi mulțumesc domnului Ușurelu că, fiind din aceeași titular, al aceleiași filiale a unii scriitorilor cu cea din care suntem noi, mi dă atenție. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Ce să facă profesorii? Decât cărți. A ajuns, au ajuns cărțile la mine și eu când văd o carte, asta fac. Păi să recunosc. Cartea vom critica, a zis, nu, dar cea literară, ce vom critica? Doar cartea și din personal. Ne bucurăm, iată, ori concurs, domnul Grigore, cum ar trebui să fie, de fapt, toată sărbătoarea, dar astăzi e o sărbătoare a Marianei și noi suntem alături de ea. Ne bucurăm că, iată, Râmnicu Sărat, Buzău, Bacău, Piatra Neamț, Tecuci, Brăila, sunt aici și lumea a aflat ce se întâmplă și cine e vinovat. Primarul e vinovat, nu? Că se editează cărți, că se țin festivaluri și așa mai departe. Să se știe, poate boala asta să ia și în alte părți și exemplul primarului de Panciu va fi luat și de alții. Poate să ajunge foarte departe, chiar și la mine, la urmă. Să afli și aia ce se întâmplă la Panciu. Dar, revenind la poezia noastră, avem aici șansa de a fi printre noi un mare actor, chiar directorul teatrului din Focșani, un prieten vechi al nostru, de fapt eu eram mai prieten cu tatăl lui Sorin, cu
tatăl său, care scria poezie extraordinară, mai ales epigrame. Dar eu am rămas prieten cu Sorin, pe care îl invit să recite din poezia Marianei Bradoan. Noi ne-am întâlnit și în împrejurări mai frumoase, la muntele Apus. Vă închipuiți cum am ajuns. Dar e parte de trecut comun. Dați-mi voie să sesizez că astăzi poezia e într-un fel cam ca la spital, așa. Trece pe la critici și are o diseacă, o ridică, o coboară. O ridică, o coboară și ajunge la terapie intensivă, la actor, trebuie să resusciteze. Stăteam și mă gândeam, după ce ne-am văzut dimineața când am venit, doamna profesor Mariana Străduraș, cred că succesul domniei sale și frumusețea versurilor sale vine din faptul că n-am ucis copilul în ea niciodată. Pentru că toată imaginația asta, eu poezia Marianei Străduraș am considerat că totdeauna o poezie picturală. Eu când citesc o poezie de-a domniei sale, am în față și imagine de ceea ce se întâmplă. Asta este o calitate deosebită, pentru că versul, dacă, și pentru recitator, dacă nu creează o anumită stare, e mai greu de transmis celorlalți. Sigur, prin lectură ai un alt fel de contact cu sensibilitatea și cu lirismul autorului, prin biograi, prin recitare, se demolează și alte valențe ale valorii versului. Iar doamna Mariana Străduraș a avut întotdeauna această extraordinară calitate de a îmbina menirea domniei sale ca dascăl, ca profesor. Și iată că acum revine în atenția publicului, nu numai din Focșani, ci din întreaga țară și ca poet, ca scriitor. Într-o perioadă când dictorul latin, prin Dei Oder, un pedagogul Fecerul, cred că este de mare actualitate. Și pentru că am vorbit suficient și noi actorii vorbim mai puțin cu cuvintele noastre, mai mult cu cuvintele altora, o să încep prin a vă recita, fiind vorba de copilul pe care nu l-a ucis niciodată, poezia Hai să ne jucăm. Hai să ne jucăm de-a copaci. Eu îți cuprind cu parurile mele durerile în muguririi unui surâs pe cer. Tu îmi umbrești cu trupul tău taina ghiobului ascunsă de iarba arsă de dor. Eu îți botez cu frunzile mele lacrimile înfloririi unui priviri trufași. Tu îmi răsfii cu rădăcinile tale anii din creștirea de lumină scursă pentru un pont de mână. Hai să ne jucăm de-a tu și eu. Eu sunt din vis, tu ești în cap. Ne sunt uitările pe moarte. Tu ești chemare, eu suspin, în dor, o travă și pe mine. Eu sunt o lacrimă, tu zbor căzut în firul de mohor. Ne căutăm în ce am pierdut, ne risipim în ce am avut. În strigă te-aș fi vrut să fii, să mă găsești, dar să nu fii. Să mă iubești când sunt departe. Să mă privești în gând cu șoapte, să fim într-un vârtej nebun, ascunși într-un ghiul de gorun. Eu sunt din vis de lacrimi, tu ești gând și patim, vorba ce mă doare, roba care moare. Tu ești cer de veche, eu un gând în zeie, închis într-un dor pierdut, călător. Eu sunt drum de noapte, tu ești jale, șoapte, rătăcind prin rânduri, spărgător de ziduri, tu ești taina rece, eu un pas ce trece ispitind cu zborul și cu veiul morul. Eu și tu, în zare, flori de pe ponoare, adormiri pierdute, ore roase, mici, tu și eu, suspin, căutări divine, strigete uitate, așteptări scindate, eu și tu, tu și eu, praf de viață greu, tu și eu, eu și tu, pământul și vântul. Tu ești cerul ochiului stâng, eu sunt umbra ochiului drept. Viața ne moare încet, muzicalul pe câmpul cu maci.
Tu ești minutul galben verzui, eu sunt secunda schimbată în lumină, amândoi măsurând ora în același ceasor. Am trăit prea mult în geometria vieții. Timpul m-a lăsat să curg prin toate formele de relief, prin toate planetele. A fost înțelegător. Mi-a dat voie să construiesc piramide în mine. Oamenii se închină în fața lor și încep să ne dească. Piramidele deschid un ochi către cer, prin care zboară păsă oameni ciudat. Inima mea susură în pieptul tău curgerea nopților. Inima ta izvorăște în ființa mea lacrima soarelui. Ochii mei, ochii tăi, aceeași privire ce desenează carul mare, carul mic, steaua polară și alte trestii mișcătoare. Buzele noastre topite în lumina rotundă a unui sărut au perecat tăcere. Mâinile învelesc globul încărcat cu sâmburi de piersică și migdală, cu veșmintele furate din testamentul piramidelor. Eu, tu, desfacere și refacere amestecați în oul primordial. Sufletul meu, roa timpului, cuvinte, pași, tăcări, privește murmurul umbrelor din poezii, alergarea cailor pe câmpii, rostogolirea pietrelor printre făclii, ascultă răcoarea gândului copil, tristețea spusă virginală, subtil, ascultă cum crește iarba în cer. Aripi îmi cresc și vreau să zbor spre nicăieri. Mă doare răsăritul și apusul când viază noapte se închină unui mâine mele. Spre miază zi mă cheamă o voce de aramă, dar cerul se încruntă și zborul se destrat. Și am să închei cu poezia Miracol. Ne suntem început și sfârșit. Îți sunt prelungirea mâinilor ce-mi caută buzele. Îmi ești continuarea torurilor ce-ți sărută cuvinte. Tu m-ai zis sau mi s-a dorit? Cine știe? Tu ești cel care a răspuns gândurilor mele. Eu sunt pasărea ce și-a lăsat perele în brazii de surgea. Felicitări! La un bar al Bobocii. În data de 30 iunie. Da, nu mai țin minte, oricum am făcut-o pe asta. Niciodată nu ce-o să fără. A devenit peste buze pline. Vântul de varuri, furate de vânt. Ioc sonoros, ascuns în fântână. Umbră ce aleargă, cu sine pe mână. Ea a devenit peste privire sprânceană. Lacrimi de piatră curgând pe sub geană. Chiar ascunsă în dorul femeie, biserici de lemn, zăpadă, scânteie. Mulțumesc mult, este puțin. Mulțumesc tuturor celor care astăzi ne-am fost alături. Am fost, pentru că ne fac pași în exil, înseamnă o exilare, o coborâre în sine, în propriul eu, în propria mea ființă, pentru a mă descoperi, redescoperi după un timp, după o perioadă, pentru a lăsa prin acest exil al meu să treacă sumedenie de alți pași, astfel încât să vă cunosc pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc! Thank you.
scuzați, eu trebuie să mă retrag. O să vă las în continuare în compania doamnei profesor Tătulașa, doamnei profesor Tătulașa, domnului profesor Ușurelu. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați acceptat invitația noastră. Sperăm să ne revedem curând. Mai am foarte multe probleme de rezolvat, mai ales că astăzi va fi ultima zi și cred că cea mai incendiară din acest festival pe care am încercat să-l organizăm pentru toți păncenii și nu numai, și pentru cei care ne pășesc pragul orașului în aceste două zile de mare sărbătoare pentru noi. Vă mulțumesc, vă urez în continuare audiție plăcută sau nu, ședere plăcută și... Doamne ajută!